Dacă în trecut am făcut un clip care v-a plăcut foarte mult vouă, ce înseamnă că o fată te place, astăzi vorbim despre nouă. Mai adăugăm câteva și venim cu un clip total nou, așa că fii pe fază dacă nu te-ai abonat, fă-o chiar acum. Primul semn evident că o fată te place este faptul că începe să inițieze conversații cu tine și te-ai putea observa într-o abordare sau la o întâlnire sau poate chiar atunci când stai în online, că dacă îi dai puțin spațiu, ea începe să te caute, începe să dorească să inițieze conversații cu tine și vei remarca asta prin faptul că tu ești ceva mai tăcut, iar ea tot tinde să pună întrebări una după alta. Este un semn clar că te place, vrea să te cunoască mai bine, așa că fă ceva în legătură cu asta. Uneori când stăm la acea întâlnire, observăm anumite comportamente din partea femeii din fața noastră și observăm că uneori parcă se apleacă sau cumva se apropie de noi. Și atunci noi ce ar trebui să înțelegem din asta? Pe o femeie care nu e interesată de un bărbat, nu dorește neapărat închiderea distanței dintre ei. Însă această plecare sau modul acesta de a se apropia pur și simplu subliniază faptul că își dorește o închidere a distanței, adică ar vrea să vă apropiați. Este pregătită pentru următorul pas. Dacă am vorbit de apropieri, păi stai puțin, că ai un semn mult mai evident. În momentul în care tinde să pună mâna pe tine, să te ciupească, să te atingă și mai sunt și zâmbetele alea pe fundal de hi-hi-hi, ha-ha-ha, alea sunt semne clare că dorește o apropiere ceva mai intimă sau măcar semne clare că te place, asta e clar. Subliniez treaba asta că am avut un client care m-a întrebat ce ar însemna acest lucru și în timp ce eu credeam că este evident, se pare că nu. Așa că în momentul în care pune mâna pe tine, nu uita, ca tu să-ți dai seama veridicitatea acestui argument, gândește la momentele când tu ești cu o tipă care nu te-a plăcut neapărat sau o tipă cu care n-a mai existat al doilea date, amintește-ți puțin atitudinea ei, vibrația, energia și ce se întâmplă acolo. Probabil o să-ți dai seama că avea des corpul închis, body language închis, brațele încrucișate, cumva puțin încordată, poate observat un fel de distanță, un fel de tonalitate neutră, care comunica clar faptul că lucrurile astea nu o să conduc undeva. În niciun caz femeia nu a pus mâna pe tine la un moment dat. Iar dacă a pus și tot s-a sondat cu faptul că n-a vrut să vă mai vedeți, înseamnă că altceva s-a întâmplat după. Așa că, iarăși, e o chestie care te ajută să-ți dai seama, de exemplu, ce a mers rău în întâlnirea aia. Dacă face toate lucrurile astea, putem presupune automat că următorul pas și următorul semn pe care o să-l vezi ultra evident este faptul că te tachinează. Aici e o problemă la unii bărbați, că faptul că ei se identifică personal cu acea tachinare, ei nu prea înțeleg ce-i tachinarea aceea și mai este și desigur faptul că noi suferim, avem niște dureri în sufletul nostru și atunci și poți presupune că și acea femeie are niște dureri în sufletul ei. Și deseori această tachinare, mai ales dacă e împinsă puțin la extrem, în sensul ați început să jonglați între voi cu tachinări, s-ar putea să se ducă puțin în acea urmă de rană dintr-o traumă sau, mă rog, întâmplarea cu un individ și s-ar putea să începe să te atace puțin, să fie pe bune, un fel de atac. Întrebarea este nu de ce face ea treaba asta, ci mai exact de ce te simți tu în felul ăsta. De ce se activează în tine această reactivitate sau această tendință de a te supăra sau de a judeca sau de a te certa în primul rând. A zis cineva într-o carte, la un moment dat, nu mai știu exact cine, a zis că noi într-o relație, de exemplu, vrem să avem dreptate sau vrem să înțeleagă persoana aceea că noi o sprijinim, o iubim și să fie fericire în casă. Poate te ajută să te gândești la perspectiva asta. Un alt semn destul de evident în opinia mea, dar în opinia altora nu, este gestul acela repetitiv, un gest parcă obsesiv în momentul în care de fapt se gândește sau poate mai intens la anumite lucruri sau pur și simplu îi place de tine. Și este acesta că începe să se joace cu degetul pe gura paharului sau cu o linguriță, furculiță, mă rog, ce aveți voi pe masa aia, cu un pliculeț de zahăr și așa mai departe. Astea sunt semne în general de agitație și de ceva se întâmplă acolo emoțional. Poate fi ceva care îi place, în mod garantat. Dacă sunt mișcări lente, de obicei este un semn de ceva care îi place. Dacă sunt mișcări ultra agitate, în sensul că zboară plicurile de pe masă, zboară cana și așa mai departe, cred că e logic și ne putem da seama absolut fiecare dintre noi că nu e un semn neapărat bun, se întâmplă ceva cam nasol acolo. Asta mă duce cu gând automat la un date în care o tip era foarte agitată cu telefonul ei. Nu era o mișcare lentă prin care ea tot își ridica telefonul, ci la un moment dat era o mișcare foarte agitată prin care parcă tot izbea cu telefonul la de masă. Și în situații de genul ăsta nu faci altceva decât să pui punctul pe ei. Să spui într-o manieră elegantă și frumoasă, înțeleg că ceva nu e ok, că ceva te deranjează, înțeleg că ceva s-ar putea să te sperie sau poate chiar îți dorești să pleci. Aș vrea să înțeleg despre ce e vorba, adică ce simți în momentul ăsta și desigur, stai niște tăsăt un bărbat care poți să îndur realitatea. Dacă îmi spui că știi ceea ce tu ești nu-mi place sau discuția derapat sau mai știu eu ce chestii de genul, o să accept foarte integru treaba asta, o să spun că îmi pare
pare rău sau o să ne amuzăm împreună și mergem mai departe. Asta e genul de atitudine pe care vrei să-l ai în situații de genul ăsta. Păi bun, dar faptul că face eforturi să arate bine lângă tine, da? Faptul că te mai uiți din când în când la ea sau poate s-a dus până la baie și dintr-o dată vine machiată, fardată sau poate chiar scoate rujul la masă cu tine și începe să facă treaba asta, este clar un semn că îi pasă și vrea să se asigure că e cea mai bună versiunea ei acolo în momentul ăsta cu tine. Și poate și în jurul altor femei vrea ca tu să o vezi, să o vezi pe ea. Și atunci ăsta e iar un semn că e atrasă de tine. Dar ai încercat vreodată să stai în online cu o tipă cu care poate ai avut un date sau două sau poate n-ai avut încă, dar pur și simplu tachinezi momentul ăsta, fie că vrei sau nu. Adică unii bărbați o fac inconștient, în sensul că s-o ocupați cu jobul și așa mai departe. Și tachinarea asta se întâmplă totuși prin faptul că ea vrea să iasă cu tine, dar tu cumva chiar nu ai timp, pe bune, sau poate o faci manual, efectiv, ca un fel de tehnică de asta în seducție, în care tu forțezi nota puțin în faptul că ai opțiuni și așa mai departe, că ea să te vrea din ce în ce mai mult, până respingerea conduce la obsesie, de fapt. Și atunci, care-i faza? Observi că caută orice fel de scuză să fie în preajma ta. Dintr-o dată îi spui că, a, nu, că trebuie să mă duc până la Starbucks, am o întâlnire cu un investitor, dau un exemplu, și ea, aș putea să vin și eu, de exemplu, poți să te ajut, sau după aia poate merge, facem o plimbare. Adică în anumite contexte în care ea nu s-ar oferi în mod normal, pentru că e un context plictisitor sau cumva banal sau chiar deloc care ar apropia un cuplu, că e o interacțiune romantică, ea totuși se oferă să fie acolo. În momentul în care încep lucrurile astea, e clar atrasă de tine. Dacă tot am menționat semnele astea, hai să-l menționăm pe la cel mai evident, ăla care nu prea vrem noi să ne uităm. Băi, faptul că râde la glumele tale, deși hai să fim amândoi sinceri, unele nu sunt chiar așa amuzante. Unele îți dă tot pișatul, unele îți vine să plângi când le auzi, dar ea zâmbește acolo, râde și vrea să arate că e intrigată de ceea ce se întâmplă între voi. Uneori vine și dintr-un loc în care apreciază foarte mult ceea ce tu ești ca bărbat și mai contează momentele alea în care tu o gafezi, câtă vreme nu sunt niște lucruri extrem de grave. Și atunci chestiile astea prin care tu vrei să fii amuzant sau te chinui din greu acolo să faci o impresie bună sunt apreciate pentru o femeie care a întâlnit, de exemplu, bărbați care n-a dat doi bani pe chestia asta, care nu le-a tratat ok. Uneori, chestiile astea mici contează cel mai mult. Și dacă am vorbit de toate lucrurile astea, probabil în NLP, dacă ai făcut un curs de NLP, dacă nu-ți recomand tare mult și noi oferim cursul în NLP, se produce această oglindire. Și apropo, vezi că oamenii o fac inconștient, da? Se produce această oglindire în sensul că efectiv devine o oglindă a ta și începe să se alinieze, să se acordeze, spunem noi, cu mișcările tale, cu gesturile tale. O să observi că la un moment dat oglindirea asta se produce și ea e efectiv împrumută din mișcările tale, împrumută din postura corpului tău, din felul în care vorbești, tonalitatea, parcă devine o oglindă. Totul, absolut totul pare să fie cumva identic la voi doi, sunteți într-un sincron total. E foarte mișto chestia asta. În momentul în care observi că persoana tinde să-ți oglindească poziția corpului, a tonului, mimica, feții, gesturile, este un semn clar că ești pe strada cea bună. Și apropo, poți să și testezi chestia asta. De exemplu, dacă ea ar fi stat pe spate și în momentul ăsta vine în față, stă aici, tu ai putea testa asta, te pui în aceeași poziție ca și ea, stai câteva minute, după care decizi tu o schimbare a poziției, în sensul că îți retași corpul în spate, poate spui capul în mână și stai efectiv așa. Vezi dacă face și aceea același lucru. Iar dacă faci același lucru, ea în momentul ăsta te oglindește. E foarte mișto chestia asta. Ar fi fain să o testezi. Dacă îți plac informațiile astea, nu uita să dai un like clipului, mă ajută enorm. Nu uita să intri pe foresens.tv.ro, tu găsești acces la produsele noastre, de la cărți, cum am înfundat, nu știu dacă le vezi, la cursuri online, totul gândit special pentru bărbați ca să evolueze. Și putem face și coaching, adică sunt pachete cu anumite ore, ședințe săptămânale, unde noi putem să mergem mai adânc în lucrurile astea. Sunt o grămadă de chestii fascinante pe care tu le-ai putea învăța în acest moment. La final de zi vreau doar să amintesc un lucru. Amintește-ți foarte mult să te tratezi cu blândețe, cum a spus un prieten al meu, cu multă iubire de sine, având încredere că tu până la urmă faci ceea ce știi mai bine și că îți vei găsi calea oricare ar fi aia. Mai scoate capul din telefon, mai scoate capul din internet, în momentul ăsta sunt foarte mulți oameni cu tot felul de opinii și s-ar putea să te trezești așa, cu unul zici una, unul zici alta, bă, care-i răspunsul? Încearcă să stai cât mai mult cu tine, nu cu oamenii ăștia de pe internet, pentru că ei produc confuzia. Caut să-i găsești pe aia cu care tu rezonezi cel mai mult, care aveți poate aceleași valori, îți faci o analiză și rămâi integru față de identitatea asta în care ai intrat. Conștient că da, poți să o schimbi oricând, dar până acolo dă-ți voie să fii ceea ce tu ești, identifică ceea ce tu ești. Eu te-am pupat și sper că acest videoclip te-a ajutat.